Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu sunt Dali, am 24 de ani, sunt din București, sunt artist. Și acum toată lumea zice, mă, Dali, dar ce ești, mă? Ești fată sau băiat? Ce vrei voi? Pentru cei care nu știau, sunt fată, s-a dus misterul. Cumva, întotdeauna, în capul meu, nu m-am văzut niciodată ca o fată. Încercam să fiu fată, dar mi-era atât de greu să fiu, parcă n-aș fi fost eu. Pentru că mi se părea că sunt diferită și nu știam cum să fac așa cum trebuia și cum voia lumea, eu nu voiam. Gen. Interacționând cu bărbați, mi-am dat seama că eu nu mă pot lega de ei niciun fel. Nu mă atrăgeau, nu era ce trebuie deloc. Așa că la un moment dat am zis, bă, eu... Asta sunt, așa mă cheamă, vreți bine, nu vreți, la revedere. În momentul de față toată lumea știe despre orientarea mea sexuală și preferințele mele. Inclusiv ai mei, inclusiv toată lumea, nu mă ascund, vorbesc deschis. Asta cu, domne, este o alegere să fii așa, este cel mai mare bullshit. Așa te naști și nu ai ce să faci și ai două variante. Ori să faci ca mine și să te doară în de părerea lumii și să fii fericit și să-ți trăiești viața, ori dacă nu, să adopți standardul care trebuie să fie și să suferi. Și eu nu vreau să sufăr. Ar trebui să învățăm să acceptăm diversitatea și faptul că mie îmi plac femeile sau unui bărbat îi plac bărbații nu te face mai puțin om decât un heterosexual. Facem o caragatiță grill cu portocală și cu scoi sanjac și cu niște cartofi dulci, așa frumos, chips. Pe finețe, domnule. Nu am niciun fel de studiu, nu cunosc absolut nimic din bucătărie, nu știu nimic. În sensul ăsta, doar că mie îmi place mâncare. Mamă, cu miroase ceapă, aici nu mai pot. Am venit cu Cătălina, este prietena mea cea mai bună. Am venit cu ea pentru că ei gătesc cel mai des. Și am zis, bă, frate, dacă tot îți place să mănânci de la mine, ia hai să stai și tu cu mine pe aici. Mi-e și sete că e greu să gătești la șef. Mai ales că nu știi să gătești. Gata, Google. Sper să vă placă foarte mult ce am făcut. Chiar mi-a dat interesul aici. N-am gătit niciodată, dar poate este un început. So, hai să vedem ce se întâmplă. Știți bancul cu vulpea în pădure? Da, mă, da. L-am zis? Da, mă, ăla casă, ăla blană. Ăla aia. Și cu maimuța? Da. Gol? Da, mă-l știm, mă. Zi-mă altul nou, zi unul nou. Nu știu altul. Dacă aveam timp, citeam bancuri, dar n-am timp. N-am timp de bancuri. O vrei pe-a mea sau pe-a lui Cătălin? Pe-a mea. Aia e a ta. E invers. Păi, mă, Ciucă, vrei să te ocupi de treaba asta, să nu mai înfurești farfurile? Dacă nu vrei nici pe asta, las-o, mă, la mine atunci. Nu mai atâta comentezi, pretențiosule. Acum. Ia. Hai. Ia, mănâncă tu, mă, tot. Hai. Și îmi spui tu cum să votezi. Ia, stai eu liniștit. Deci. Hai, să fie bun. Cacao sau cafea? Cafea sau cacao? Ia vezi, Sorin. Nu trece nici în cealta. În afară că e acru, nu știu ce e altceva. Ce e acru acolo, mă, frate, că e amar. Te rog, Doamne. Eu sunt curios să văd ce e în sos. Are gust de vin. Mie mi se pare că are gust de vin. Fai, ce presiune aici. Nu e bucătar. Ba, eu zic că e bucătar. Nu e, n-are nicio treabă bucătar. Sanjacul e ok, la mine caracatița nu-i tare. Mi-aș dori să mă lau ciocării. Caracatița bună și sanjacul, dar la mine sanjacul e uscat. Haide, deschideți ușile. Bună seara, șef. Salut. Salut. Eu sunt Dali. 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 Ah, ok. Și sunt autoarea... Acestei capodopere, da. Are emoții rău. Care? Câți ani ai? 24. Cu ce te ocupi? Mulțumesc. Sunt artist. Artist? Sunt... Golden. Ah, ok. Singurul Alex. Băiat al lui Alex Vera, care nu e băiat. Adică? Păi sunt Golden Boy. La Golden Boy
De obicei sunt doar băieți. Să nu mai băieți, da, normal. Am și emoții că uite cum fac pe masă. Dar cum ai ajuns la, la Vela? I-am dat un mesaj pe Instagram. I-am pus și o piesă de-a mea acolo și i-a plăcut și m-a chemat și așa. Foarte tare. Nu are nici la băra de cum are fata, parcă e ruptă din soare. Anul trecut am avut onoarea, pot spune, să iau parte în albumul Golden Gang. Efectiv, mi s-a părut că am reușit în viață. Nu știu, a fost un sentiment ăsta. Am zis, nu-mi vine să cred ce mi se întâmplă. Schimbarea propriu-zisă, în momentul în care am decis, m-am tuns și mi-am luat stilul ăsta cu totul, a fost tot în perioada în care am ajuns la Alex. Hai să vedem și tatuajele. Am plină. Am. Sunt și mai urmează, vreau să-mi termin ambele mâini. Asta e mâna pe care vor fi toate păcatele mele în viața asta, iar asta este cea cu Blessed. Și aici voi pune toate lucrurile bune. Da, ai atâtea păcate tu la 20 și un pic de ani. Păi nu, dar mai am. Mai ai timp să le faci. Le faci preventiv. Da. Și pe cât ce scrie? Doar? Aici am 13 de la Alex Velea, aici am 12 de la Antonia. 13 mai este ziua lui de naștere, al 12 aprilie este ziua ei. Ok. Da. Și eu obișnuiesc să-mi trec oamenii care înseamnă ceva pentru mine și au un touch în evoluția mea, să spun. Și dacă ar fi să mergi mai departe, ce număr ți-ai tatua? 1, 2 sau 22? E greu, că îmi place de toți. 20, mă, 20. 20, scuze. Am 20. E 20. Deci, deja. Să zicem că... Pentru că e scris pe una păcătoasă. Dacă e 20... Și pe una păcătoasă. E un semn. Eu am o curiozitate. Da. Alt se pare ciudat. Nu. Tu chiar ești atât de apropiată de Alex Velea? Da. Păi el mănâncă numai pui cu orez. Nu mănâncă. I-am trimis farfuria. I-am reușit să fac o poză la ea, i-am trimis-o. Și a zis, super, ca cartiță, gen. Wow, și eram, știu că nu-ți place, dar... Da. Ce sos e ăsta? Că stai așa să luăm de la început. Este un sos pe care l-am făcut cu stocul de la Caracatiță, cu usturoi, cu ceapă și cu unt. Și n-are vin? Puțin. Nu știu dacă am făcut bine. Vinul, cumva, dacă îl pui la sfârșit și nu se evaporă, gustul ăsta l-are. Ok. Cum ai ales tu ingredientele astea? Te rog frumos, că sunt foarte curios. Adică. Când m-am decis să vin aici, am zis că aș vrea să fac un preparat de gel. Și l-am sunat pe Ricky. Așa. Și m-am învățat să fac. Deci dacă doar după un apel telefonic ai reușit să faci chestia asta, permite-mi să-ți arăt. Și să te felicit. Mulțumesc. Da. Când te-a spune lui Ricky că n-a înțeles nimic. Trebuia să uiți puțin caracatița aia la fiert. Că e puțin cantare, iar Sanjacu trebuia să nu-l uiți. Cred că, uite, se și vede că nu este cel mai brozat. Cred că l-ai scos ultim. Astea trei bucăți ale mele. Mi-a fost frică să nu-l dau nefăcut. Fiată, iarna, dacă îi faci așa, s-a gătit. Ok. Dali, sosul acru se simte vinul, neredus. Vă mulțumesc mult de tot. Sanjacul la mine ok, caracatița ok. Vă mulțumesc mult de tot. La sos s-a trebuit să-l schimb. Da. Salutări la toți băieții, lui Matia, Suzani, bravo, baf! Mulțumesc mult de tot! Doamne, și colegii mei au fost și s-au descurcat extraordinar, mă refer la Zani, la Matia, la asta. Zic, doamne, să nu fiu cel mai prost din curtea școlii, să nu iau. Ce? Mi-a luat doar un cuțit. Oh. Grumeam, doamne, iartă-mă, ce aveți voi rău? Uite, mama! L-am luat, nu vreau să cred! De ce nu reacționează nimeni la gluma mea? Ia. Doamne, te simt Alex. Hai, noroc. Așa, mă, asta e. Așa. Cer scuze, n-am vrut. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.